vechea, când ai căzut te-a ridicat, durerea ea ți-a alinat, cu tine împreună lăcrima. Când primii pași i-ai încercat, ce în jurul cui v-ați adunat voi azi? Dar ce sărbătoriți voi azi? Azi e ziua soției mele. Iaca, ne-am adunat în jurul doamnei Nina. Scumpa și dragă doamna Nina, noi auzăm din centru unde schiuie și unde e cea mai mare veselie în sat și am auzit că e la voi. Fetele astea chiuie așa frumos, da? Și noi am zis că hai să mergem să vedem unde este doamna asta frumoasă în jurul căruia s-a adunat atâtea fetițe și băieței minunați. Și din câte știm, astăzi sunteți omagiată. Da, foarte bine. Și câți ani faceți, doamna Nina? 62 de ani. 62? Da. Iacă așa. Dar în suflet câți aveți? În suflet avem 62. Tot da, atâta? Da. Da, pășim pe 63. Iacă așa. Doamna Alexandru. Vă ascult pe dumneavoastră. De câți ani sunteți împreună cu această femeie frumoasă? 40 de ani de că suntem împreună. Iacă așa. Deci, domnul Alexandru, udă floarea asta să fie frumoasă și să danseze așa frumos, da? Da. Și cum se cuvine la femeile astea frumoase, noi întotdeauna venim cu daruri. Și în special, v-am adus, doamna Nina, o surpriză dulce, câteva flori și multe cuvinte frumoase. Dar înainte de vi le da, voiam să vă întrebăm, știți oare, doamna Nina, de la cine vin aceste cadouri frumoase? De ca noi nu știm. Ne spune, vă rog, noi știm. Avem gineri în Cehia. Avem gineri în... Fică. Avem gineri în... Germania. În Germania. Și apoi în Italia avem. Și nu știm. E că i-ați împrăștiat în toată lumea, da? Da. Da. Și nu știm din care parte și cum. Iacă așa. Noi pentru dumneavoastră avem o surpriză dulce. Mulțumesc. Pentru cea mai scumpă mamă. Și acolo este o șampanie ca să meargă tortul bine. Da. Și bineînțeles, ce merită femeile astea? Să aibă brațele pline cu flori. Așa că acest buchețel este pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Și noi vrem să vă spunem că toată lumea asta din jur vă iubește. Au pentru ce? Vă sunt recunoscători. Vă duc dorul oriunde ar pleca în lumea asta mare. Pentru că sunteți o femeie cu inimă la fel de mare, blândă, frumoasă, mereu ajutătoare. Așa este? Așa e. Dar noi vrem să vă spunem, doamna Nina, că această surpriză vine de la, cu dragoste, cu multă voie bună, de la Rima. De la Rima. Vă mulțumesc foarte mult. Și-i doresc și ei mult sănătate. Și-i doresc multă sănătate, că știu că îi trebuiește, pentru dânsa mult sănătate trebuiește și ei o dorești pentru dânsa. N-am știut noi de așa surpriză. N-am știut de așa surpriză, că e pe noi ne-o evitat. Noi am crescut-o, am noi educat-o. Am crescut-o, am educat-o și i-am spus și cu minte să educi pentru dânsa, să... crească pentru dânsa, să mai scurs foarte grijă pentru dânsa, dar dacă e așa o repus, ce avea nevoie? Am să o ajutăm. Am să o ajutăm și noi pe dânsa, pentru că e pe noi, nu ne-a uitat. Da, cum să noi vă uităm? Am crescut-o, de la 2 ani am crescut-o, până la 18 ani am crescut-o. Și pe urmă a plecat la lucru și s-a dus, las să lucreze, fata, să fii sănătoasă. Am bucurie, că n-am știut uitat, noi. Cum, dacă ne-am văzut inimioara asta, zicoare și doamne. Și ca fata asta din depărtare a scris pentru dumneavoastră câteva rânduri. Și uitați ce a scris ea aici. S-auză. Scumpa, draga mama mea, înainte să te felicit cu ziua ta de naștere, vreau să-mi cer iertare. Știu că ai trecut prin multe cu mine, nopți nedormite, zile grele de muncă, păr cărunt, oboseală în ochi, durere în trup și neliniște în inimă. Îți mulțumesc, mămică, pentru că nu ai încetat niciodată să mă iubești. Fie ca de azi înainte, îngerii noștri, să alunge grijile tale cât mai departe de casa ta,
iar în suflet să-ți aducă liniște și zâmbet pe față. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare, căci astăzi s-a născut cel mai scump om din lume, cel mai bun și cel mai iubit de mine. Îți doresc o viață lungă, sănătate de fier, mai multe motive pentru a zâmbi, pentru că atunci când zâmbești, totul în jur înflorește. Vreau să rămâi mereu veselă și pozitivă, un om cu literă mare, așa cum și ești. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunosc. Fie ca această putere să nu te părăsească niciodată, fie ca nimic să nu-ți împiedice să fii fericită și strălucirea din ochii tăi să nu dispară niciodată. Te iubesc și îți urez un sincer și călduros la mulți ani. Cu drag, stimă și respect de la fata pe care ai crescut-o cu dragoste, de la Rima. Vă mulțumesc foarte mult! Foarte bun, vă mulțumesc! Și mulțumesc și ei din suflet. Dumnezeu să-i dea sănătate. Că nici nu m-am gândit la dânsa, la una de asta. Că am fată în Italia, am în Cehia, am genere, am multe țări, mai în spun. Dar nu m-am așteptat la una de asta. Dar dacă e, nu ne-a uitat pe noi, nici noi pe dânsa nu ne-a uitat-o. Îi doresc multă, multă sănătate, pentru că e are nevoie de e. Are nevoie de sănătate, că ei ne-au spus că tare greu, mamă, dacă nu ești măta. Tare greu. Exact. Vreau să mai adaug două cuvinte. La această inimioară care o văd aici, să ajungă și la dânsa așa frumusețe, cum o văd aici în ogradă, să ajungă inimioara asta și la dânsa. Și mult sănătate doresc. Tare, eu n-am așteptat, nici nu m-am gândit eu la asta de el. Eu când m-am văzut la porți că eu simt din Chișinău, m-am gândit că ar fi de ăștia, neamul din Chișinău. Cam na, neamul și Chișinău. Da, mulțumim frumos, Dumnezeu să vă dă sănătate, să vă păzească, de toate rele să vă păzească. Mulțumim frumos că ați venit la noi în ogradă. Îi dorim mult sănătate, multă bucurie în viață să aibă. Și când am venit să o găsăm veselă, așa cum este frumoasă. Și fii sănătoși, zâmbetele să nu-i dispară niciodată de pe față. Să venim, să avem la cine vine. Noi dorim lui Chianina mult sănătate, fericire și ginga și frumoasă, stimătoare precum este, blândă la suflet, este o femeie ajutătoare. Când avem nevoie, suntem în mahal, ne ajutăm, mult sănătate și mult noroc. Și Lurima, Lurima, mult sănătate. În principal, Lurima, îi dorim mult sănătate. De la Vladic, de la Laura, că ei știe, noi împreună, măhala. Sănătoasă, să fie sănătoasă. Să fie tare puternică. Și să vină acasă, părinții o așteaptă. Să nu uite niciodată, de mama și de tata. Da. La mulți ani, neacă, să fii sănătoasă. Mulți ani înainte. Mulți ani străiești. Să ai grijă de nepoți. Lurima, îi dorim mult sănătate. Piernică. Să fii sănătoasă. Și sănătoasă, mă, că străiești cum ești, frumoasă, drăguță. Și când-ți vin la Matașima, frumoasă, zângă așa. Și străiești până la adâncă și pătrânești. Și sănătoasă, râmă. Câți ani să ne trăiască bunica? O mie, da? Trăiască Rima. Și puternică, sănătoasă. Și să aibă grijă și de dânsa și de... Ia-mi spuneți, ce gătește bunica cel mai gustos? De toate. De toate, dar ce iubești cel mai mult? Căluși. Răsul. Mama, mulți ani și sănătoasă, mereu voioasă, bucuroasă și ai numai bucurii de la noi, de la copiii tăi. Și mereu cu zâmbet pe față, așa cum ești amuie, ești văd amuie. Și principalul sănătoasă. Și dă, Doamne, și tu, draga mami, sănătoasă, să ai fericire în viață, să ai sănătate. Știu că îți trebuiește sănătate și îți trebuiește că ești nevoită de dânsa. Și de noi să ai nevoie. Și să ai nevoie de dânsa. Și să nu ne uiți nici pe noi, că nici noi n-ați te uităm pe tine.
Iaca. Rima, ai văzut mama asta, e fericită. Tata, uite, cu zâmbet pe buză, îl vezi? Da, foarte bine. Am găsit aici în ogradă, chiuind și dansând. Uite așa, să fie minim încă 100 de ani. La mulți ani și ții, Rima, pentru părinții ăștia frumoși și cât mai repede să vii acasă, te poată strânge ei în brațe. Da, da, da. Rămâi sănătoasă, că mama e fericită. Și e plăcut surpriză, da, mama? Da. Mulțumesc foarte mult, Rima, foarte mult. Nici nu m-am așteptat, draga mami, de la tine. Că am avut copii și în Italia, și în... Nu m-am așteptat, draga mami. Dar tu străiești la mulți ani, mami, că mult sănătate. Îți doresc din tot sufletul și sănătoasă și voioasă și să ai grijă de tine, mami, că și eu... Și de noi să ai bătă. Deamă la urmă, cum ai vrea tu așa și... Până la urmă mai este, doamna Nina, stai, stai, că urmă e departe. Nu ne-am așteptat la așa ceva. Da, dar dacă e... Cum? A avut plăcere? A avut plăcere, da. Și sănătoasă, și puternică. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine ți iartă, cine o viață te așteaptă decât mama? Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat, tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut decât mai des să vii tu pe la ea.